Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor pledează pentru controlul strict al instituțiilor statului asupra prețurilor la produsele de larg consum. Deputatul PSRM, Petru Burduja, a declarat într-un briefing de presă că majorarea prețurilor împreună cu pandemia și seceta de anul trecut a fost o lovitură foarte puternică pentru oameni. În lipsa unui control strict din partea instituțiilor statului, fiecare face ce vrea astăzi în ceea ce ține de prețuri la toate produsele de larg consum. Blocul comuniștilor și socialiștilor spune nu scumpirilor, noi spunem nu sărăcirii populației. Modul în care se formează prețurile trebuie supravegheate foarte strict de către stat. Drept exemplu, socialistul a adus majorarea prețurilor carburanților. Potrivit lui Burduja, din noiembrie anul trecut, companiile petroliere au efectuat 10 scumpiri, iar acum șoferii sunt nevoiți să achite cu circa 5 lei mai mult pentru un litru de benzină sau motorină. Petru Burduja a mai menționat că creșterea exagerată a prețurilor la unele produse alimentare de strictă necesitate, cum ar fi uleiul, care s-a scumpit cu aproape 30%, precum și medicamentele.